Bună ziua urșilor, astăzi facem un clip din ce mâncăm într-o zi după ce am slăbit 50 de kilograme. Deci o să vă iau toată ziua cu mine și o să vă arăt ce o să mănânc într-o zi de menținere după ce am slăbit cele 50 de kilograme. Dacă n-ați văzut clipurile din singura transformare live și documentată din lume, clipuri în fiecare săptămână în care vă arăt tot ce mănânc și vă arăt o grămadă de sfaturi și antrenamente, trebuie neapărat să intrați în seria Auto Slăbește pentru că am acolo toate clipurile frumos aranjate și veți vedea ceva extraordinar, veți învăța foarte multe lucruri și vă veți motiv să slăbiți și voi 50 de kilograme. Ok, după cum știți, încep ziua cu o cafeluță Jacobs naturală, o îndulcesc cu două lingurițe de miere de rapiță, din aceasta premium, și consum o linguriță de păstură. Cam așa arată păstura, pâinea albinelor, da? Încep fiecare zi cu suplimentele mele picole, pentru că acestea sunt singure suplimente pe care le folosesc și sunt foarte, foarte sănătoase. Ne bem cafeluța urșilor și am găsit aici la magazin rom din ăsta alb cu arahide și caramel sărat. Cred că este nou, nu am mâncat până acum și știți că sunt foarte pofticios, așa că a trebuit să-mi cumpăr să-l încerc. Haideți să vedem câte calorii are. Uitați, are 44 de grame, batonul acesta. Și caloriile sunt scrise aici, foarte mic. Bineînțeles, după chestia asta trebuie să o tragi, trebuie să o cauți, pentru că nu vor să, vadă, nu vor să vedeți numărul de calorii. 553 de calorii pe 100 de grame. Este enorm. Batonul ăsta, având 44 de grame, are undeva la 250 de calorii, să zicem, aproximăm așa. Foarte multe calorii au bătoanele acestea rom. Haideți să vedem dacă sunt bune. Mm -hmm. Mm -hmm. Da, e bun. <laughs> e bun, e cu ciocolata albă, mie nu prea îmi place așa mult ciocolată albă, dar se simte foarte bine aroma de rom. Înăuntru are un conținut așa cu cacao, care mie mi îmi place. Are și niște arahide, nu știu dacă se, se văd. E cremos, e dulce, are aromă intensă de rom. Îmi place foarte mult aroma de rom. Da, e bun. O să mănânc batonul ăsta acum la cafea și mai încolo, într-o oră, coborând, să luăm micul dejun. Am pregătit micul dejun și mei, iar pentru prima masă a zilei am tăiat aici două roșii mari de la noi din grădină. Am tăiat trei feliuțe de brânze de oaie. Brânză de oaie. Și am alergat așa în tigaie trei ouă cu doi cârnați. O să mănânc totul cu trei feliuțe de pâine, din asta neagră de la Pitar, am încercat să pun totul aici într-o farfurie pentru că vreau să o iau sus la mine la laptop. Avem foarte multă mâncare, avem foarte multă proteină, avem și grăsimi, avem și carbohidrați, avem și foarte multe legume. Este o masă completă care o să mă țină vreo 4-5 ore lejer. Vă urez poftă bună tuturor! Hai Maia, hai! Hai Rosto! Haideți, ieșiți de acolo din dovleci! Așa, fetițo! Ia uitați, am adunat dovleci, orșilor! Ia uite și pe la mic! <laughs> Ce viteză are! Am adunat dovleci! Și mergem să-i tăiem, să vedem ce face șeful bucătar cu ei. Ori îi face acum, ori îi bagă la congelator pentru la iarnă. Foarte bun și dovlece ăștia au, decât 30 de calorii. 25-30 de calorii pe 100 de grame. Sunt extraordinar de buni pentru dietă. Hai să mai adunăm niște nectarine urșilor, să mâncăm și ceva fructe. Pentru că acum fac pași, fac o sesiune de cardio și vreau să mănânc ceva fructe așa ca o gustare. Pentru că între mese întotdeauna este foarte bine să mâncăm fructe. Și nu mai între mese, și după mese, și înainte de mese, când vreți voi, important e să mâncăm cât mai multe fructe. Ia uitați ce frumos arată nectarinele astea, sunt superbe și credeți-mă, mai proaspete de atât chiar nu se poate. M-am dus să le spăl și să le înfulec. Aici șeful bucătar pregătește ardei capia pentru iarnă, îi coace. Ia uitați, Mamă, mamă, cât sunt. Îi facem aici pe aragazul ăsta de afară. Vă dați seama că facem o grămadă de mizerie și o grămadă de căldură. Vreau nectarina? Le-am spălat acum. Să vreau, dar stai să mă șterg pe mine. Că... Wow, cum arată! Ce mișto arată! Abia aștept să mănânc, îmi plac așa mult ardei ăștia copți. Cred că am tras, am scos vreo 3 din ele, 3 roabe, nu? De da. ardei. Jumate i-am făcut... Cum i-ai făcut? Am făcut bulion de ardei. Ah, bulion de ardei, mhm. Uh -huh. Super tare. Și aici se fac ardei copți pentru la iarnă, se băgăm la congelator, și scoatem așa cu o pungă și să facem salată de ardei copți cu puțin oțet, de extraordinar. Plec la Vâlcea Urșilor, să duc comanda asta de miere. Ia uitați aici ce mi-a comandat cineva din Râmnicu Vâlcea. Avem pulpă de merișor cu miere ceva premium, un produs foarte, foarte bun. Ia uitați, pulpa de merișor se ridică la suprafață, mierea pentru care are o densitate mai mare se lasă la fond, se agita așa pur și simplu și se omogenizează foarte, foarte mișto. Ia uitați, este ceva super de calitate, adică nu ce găsiți prin comerț, nu este transparent să se vadă prin el, este chiar pulpă de fruct și miere, atât conține aceste siropuri. Aici avem pulpă de afine cu miere, tot fel premium, extraordinar. Deci vedeți că nu sunt transparente, sunt lucruri foarte, foarte bune. Ia uita așa aici, se vede mai bine pulpa de cătină cu miere, mierea se lasă la sub, jos. Ia uitați, amestecăm un pic, bam, bam, și se omogenizează perfect. Uitați ce calitate. Numai aici la miere TV o găsiți calitatea asta și aici avem niște miere de salcâm. Dacă doriți să comandați și voi produse din acestea premium, intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro și comandați acolo iar comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore lucrătoare. Dacă sunteți din cu Vâlcea sau Bobeni, vă duc comanda acasă să scutim niște bani la transport. Am găsit Nutella la Lidl urșilor, ia uitați cât a borcanul am luat. 900 de grame are borcanul ăsta. Cred că are o grămadă de calorii. Haideți să vedem câte calorii are pe 100 de grame, că am uitat. 539 de calorii pe 100 de grame. Păi de cap, meu, borcanul ăsta are aproape 5000 de calorii. <gântu> -se> da seama, dar bine că nu o să-l într-o singură zi. S-a făcut la 4 jumate, iar pentru a doua masă avem o ciorbiță proaspătă cu afumătură. Haideți să vă arăt, mi-am pus 3 bucăți. Sunt niște coaste așa, afumate. Ia uitați aici câtă cărniți mi-am pus. Arată foarte bine, îmi place foarte mult carnea asta afumată, îmi plac foarte mult coastele afumate. Avem foarte multe legume, avem și niște fidea pe aici. Este o ciorbă foarte bună, îmi place foarte mult ciorba asta de la fumătură. O să mănânc cu două filițe de pâine și o să-mi pun niște ardei din ăsta iute. Vă urez poftă bună tuturor și ne vedem mai încolo. M-am băgat să fac a doua sesiune de cardio urșilor pentru că vreau să ard și astăzi foarte multe calorii. Și este foarte important să fac ce cardio în fiecare zi. Eu mi-am propus să fac în fiecare zi cardio și să încerc să ard undeva la 1000 de calorii. S-a făcut ora 9 și este timpul pentru următoarea masă cu proteină. Ia uitați, avem aici friptura. Haideți să ne punem și noi. Hai mă! Nu pot să scot asta. Ia uitați cât bucata. Vreau mă rog, să iau una mai de la fund. A făcut -o mai bine așa, nu știu. Ia uitați. Ceafă de porc, cred că este. Deci avem aici la carne. Avem o grămadă de proteină, urșilor. Cred că avem 300-400 de grame de carne aici. O să mâncăm cu murături și probabil cu niște pâine. O să mănânc și cu vreo două, două, trei filițe de pâine. O vreți poftă bună tuturor. Am mâncat, a fost foarte bun urșilor și aici avem o bere. Ia uitați, o bere mai ciudată. Mai ciudată în sensul că n-am mai băut, dar am gustat-o acum și este foarte bună. Să știți că berea are cam la fel numărul de calorii. În general, toate berele au vreo 42-44 de calorii pe 100 de mililitri, exact ca un suc cu zahăr, da? Exact ca Coca-Cola, de exemplu. În fine, am vrut să vă arăt și berea asta pentru că o consum la masă. Are și ea calorii. Avem aici o gustare urșilor. Mi-am făcut 5 biscuiți cu Nutella. Am pus Nutella aici între și mi-am făcut așa ca un fel de biscuiți cu ciocolată, da? Sunt foarte buni, am mai mâncat. Așa îmi place să mănânc Nutella. Ia uitați, am făcut aici. Îmi place foarte mult crema asta de ciocolată Nutella cu biscuiți. Îmi place și pe pâine. Iar borcanul ăsta de 900 de grame parcă este super, super bun. Am luat acum vreo două săptămâni un borcan de 600 de grame, l-am prins la Lidl la ofertă la 9 lei. Vă dați seama, 9 lei 600 de grame și parcă nu a fost original. Parcă gustul de Nutella nu era atât de intens cum este borcanul acesta de 900 de grame. Și culmea că ăsta l-am luat tot de la Lidl, însă am dat vreo 27 sau 28 de lei pe el. Însă vă zic sigur că este diferență între calitate. Am văzut un reportaj la România Te Iubesc pe ProTV acum câțiva ani și făceau referire la calitatea produsului celor pentru Europa de Est și nu știu, pur și simplu cred că am prins un lot pentru Europa de Est, un lot foarte prost la Nutella pentru că gustul era diferit, vă zic sigur. M-am uitat pe data de expirare, produsul nu era expirat, borcanul acela de Nutella nu era expirat, așa că nu pot să-mi explic altfel calitatea între borcanele de Nutella. Unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune, unele au un gust mai intens de ciocolată, de hazelnut și pur și simplu parcă au un gust mai bun. Și v-am zis, am văzut la România Te Iubesc un reportaj mai de mult și erau multe produse, nu numai de Nutella era vorba acolo, și la detergenți și la o grămadă de lucruri. În fine o să mănânc gustarea asta acum, vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora două noaptea urșilor și avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. Mi Am făcut două sandvișuri la Sandwich Maker cu 100 g de grame de mușfile și cu niște cașcaval afumat. Haideți să încercăm să vă arăt cașcavalul. Nu mi-am mai pus din la buschetar la folie, mi-am pus din ăsta afumat și este foarte bun. O să mănânc sandvișurile astea cu niște sos de usturoi de la Hellmann's și cu niște ketchup picant de la Tommy. Și lângă avem aici o bere. Ia uitați, o bere Carlsberg la 33 de mililitri. Și cu masa asta încheiem și ziua de astăzi. Vă urez poftă bună și somn Cam acesta a fost clipul de astăzi, v-am arătat tot ce am mâncat într-o zi la menținere. Țineți cont că nu mănânc în fiecare zi același număr de calorii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la acest canal. Dacă aveți vreo întrebare, lăsați o în secțiunea de comentarii pentru că citesc toate comentariile și vă răspund. Iar dacă mai vreți să vedeți clipuri de genul acesta, căutați în seria menținere. Și bineînțeles, dacă n-ați văzut singura transformare live, singura transformare documentată din lume cu toate mesele și tot ce am făcut, intrați în seria Auto slăbește pentru că acolo am toate clipurile din fiecare săptămână cu toate mesele și veți vedea cum am am reușit să slăbesc 50 de kg. Este ceva unic, este ceva senzațional, nu s-a mai făcut asemenea lucru pe YouTube până acum și nicăieri în lumea asta. Dacă vreți o dietă personalizată după nevoile voastre și după preferințele voastre culinare, contactați-mă pe Instagram sau pe Facebook la Miere TVO. Iar dacă vreți să fiți puternici și sănătoși ca niște urși exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară la cele mai mici prețuri. Avem 10 de reduceri plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt premium. Eu am câștigat o grămadă de diplome la terile naționale și internaționale a la care am participat, iar calitatea este garantată. Până data viitoră eu sunt Otto Ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. picole. am pupat. Torpile scape Sunt primordial de la start. Labo versus cart. H2mei versus cart. Eu leau nu cred un desen. zi. Apa la fața ta te aplește King. Eșmud ca un anakin. Fară chem, fară ban de bilețe poeză King.